Roada Duhului e pacea, bucuria, înfrânarea, dragostea, credincioșia și răbdarea prin necaz, bunătatea și blândețea, facerea de bine toate, înnoirea, frumusețea, roada Duhului cel Sfânt. Ca vița roditoare, ca pomii aplecați, cu toți, cu mic, cu mare, să aducem roade în braț, credință și răbdare, și să ne înfrânăm, iubire, bunătate, mereu să arătăm. Cel a credincios se știe că-și prin pace bucurie poate sta la temelie orice valuri ar veni. Duhul Sfânt ne dă răbdare când suntem la încercare și din orice strâmtorare vom ieși biruitori. Ca vița roditoare, ca pomii aplecați, cu toți, cu mic, cu mare, să aducem roade în braț, credință și răbdare, și să ne înfrânăm, iubire, bunătate, mereu să arătăm. O inimă ce rodește, Dumnezeu îi dăruiește, biruință prin credință în numele lui Isus. Dar când biruiește firea și credința și iubirea și nădejdea mântuirii, toate le-ai pierdut sau dus. Ca vița roditoare, ca pomii aplecați, cu toți, cu mic, cu mare, să aducem roade în braț, credință și răbdare, și să ne împlinăm, iubire, bunătate, mereu să arătăm. Înfrânarea și răbdarea și iubirea lui cea mare, care schimbă orice stare și ne face fericiți. Om frumos cu roade sfinte, înaintea lui oricine, e chemat să strălucească și să fie mântuit. Ca vița roditoare, ca pomii aplecați, cu toți, cu mic, cu mare, să aducem roade în braț, credință și răbdare, și să ne înfrânăm, iubire, bunătate, mereu să arătăm. Ca vița roditoare, ca pomii aplecați, cu toți, cu mic, cu mare, să aducem roade în braț, credință și răbdare, și să ne înfrânăm, iubire, bunătate, mereu să arătăm. Amin.